Vă salut, suntem din nou la Stupină. După o vreme destul de urâtă, frig, m-am gândit să mai fac un filmuleț. Am fost foarte ocupat, așa după cum se vede, am jumate din stup închiși, pentru că și-a găsit alt stăpân. Da, deci am dat din ei. Tot ce a fost mai bun am dat la un prieten. Și am rămas cu stupii care sunt mai slăbuți un pic. Dar sunt buni ca să pot să-i refac din nou. Pentru că după cum știți, majoritatea eu fac înmulțire. Înmulțire pentru mine, în principiu. Dar m-a rugat un prieten să-i dau și lui și i-am dat. Acum stupii sunt pe 5-6 rame, ăștia care mi-au rămas mie. Da? 5-6 rame. Sunt destul de frumoși. Da? Ia uitați, ăsta e pe 6, 2, 4, 6 rame. Le-am pus și sirop, pentru că aici în zonă nu avem cules. Și cam asta e situația. Eu fac ceva treabă și sunt pe aici, prin zona asta. Da? Ia uitați cum se prezintă. La fel, 6 rame. 6 rame. Să vedem dacă are și puiet. Și dacă are puiet, îi fac... Ia uitați. Ia uitați ce a făcut aici. Îi fac, deci dacă are puiet suficient și albină, îi fac și spargere. Așa după cum îl văd eu, ia uitați cât albine e după diafragmă. Da? Deci e foarte, foarte, foarte bun. Foarte, foarte bun. Da, a căzut tenitor. Nu e nicio problemă. Hai să vedem cam ce avem în cuib. Ia uitați, la prima, puiet, larvar, un pic de miere pe aici, pe sus, aici în zona la noi e zonă proastă și nu avem cules. Ia uitați, plăci de puiet, uite, până sus, asta e o matcă foarte, foarte, foarte bună. Stupii ăștia de aici au iernat pe 4 rame. Deci majoritatea din rândul ăsta au iernat pe 4 rame, dar s-au dezvoltat. Uite, avem și marca aici, ia uite-o, cu galben. Asta e însămânțată toată, uite, are și larve. E foarte, foarte bine.